Actorul Ion Caramitru a fost prezent pe 18 ianuarie la Piatra Neamț în cadrul unui spectacol dedicat poetului Mihai Eminescu. Evenimentul a fost organizat de Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare Neamț și s-a desfășurat la Teatrul Tineretului în cadrul proiectului Eternul Eminescu. Și-a soare, iar dacă lumea este un vis, de cine a putut oare să coordonăm șirul fenomenelor sale după cum voim noi? Nu este adevărat că există un trecut. Consecutivitatea este numai din cugetarea noastră. Cauzele fenomenelor consecutive pentru noi, aceleași din totdeauna, există și lucrează simultan. Versurile poetului național, în rostirea actorului Ion Caramitru, au fost armonios împletite cu sonorități muzicale interpretate de muzicianul Aurelian Octav Popa.